Sălașul dispune de prima secție din țară acreditată pe organismele modificate genetic. Această secție se află la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sălaș, laborator care deservește mai multe județe din țară. Secția este operațională și este unică la nivel național. Aici se fac teste pe soia și pe alte organisme modificate genetic, o temă avută în vizor de autoritățile cu competență în domeniu. Într-o conferință de presă susținută de Mircea Martin, directorul DSVSA Sălaș, acesta a dus în prim plan obiectivul pe care îl are instituția prin intermediul acestei secții. Vreau să vă spun că am făcut eforturi notabile în ceea ce privește demararea unei investiții privind modernizarea laboratorului sanitar-veterinar și suntem în faza de eliberare a autorizației de construcție, întrucât avem proiectul aprobat și urmează că în scurt timp, într-o lună, maxim două, să demarăm procedura de achiziție publică. Avem stabilite câteva obiective importante și anume extinderea metodelor de diagnostic prin PCR, deci tot ce ține de diagnosticul bolilor, și aici mă refer în special pesta porcină clasică, pesta porcină africană, precum și detecția organismelor modificate genetic, secție care avem acreditată și avem arondate o serie de județe, jur de 11 județe, unde facem determinări din soia și porumb. Au fost arondate sălașurile și suntem prima secție din România acreditată pe organisme modificate genetic. Sigur că ulterior și alte județe s-au acreditat, dar județul Sălaș a fost primul din România care s-a acreditat pe organisme modificate genetic. Vedeți că trendul și am văzut și în mass media națională se pune problema consumului de soia cu faptul că se ridică problema că aceasta este modificată genetic. Aici teoriile sunt și pro și contra consumului de alimente modificate genetic, în sensul că sunt și beneficii și eventuale lucruri care încă nu se cunosc în totalitate, care ar putea, între ghilimele, să afecteze pe un termen lung starea de sănătate, ceea ce încă nu avem studii și elemente concrete în acest sens, decât efectele benefice pe care le au organismele modificate genetic. Autoritățile din domeniul sanitar-veterinar au în vedere și o altă secție care să determine anumiți coloranți. Un astfel de aspect implică automat și dezvoltarea laboratorului deținut de DSVSA Sălaș.